Это абсурд полнейший. Значит, 13-я статья Конституции нашего государства говорит о том, что государство берет на себя обязательство сохранять функциональность русского языка на территории нашего государства. О чем еще можно говорить? Господин Гимпу, наверное, получил солнечный удар, когда вышел с таким предложением. Mai rezervat a fost deputatul PSRM Vladimir Golovatiuc, care, deși s-a declarat împotriva excluderii limbei ruse din comunicarea în Parlament, nu o consideră o problemă importantă. În primul rând, trebuie să fie la noi, aici, în Parlament, conținutul. Da, forma tot e importantă. Dar conținutul. Deputata Elena Hrenova, care anterior a cerut în Parlament să îi se adreseze întrebări în limba rusă, a refuzat să comenteze inițiativa liberalilor. Ca limba rusă să nu mai fie. După ce subiectul a ajuns ieri și în atenția Dumei de Stat a Rusiei, unde un oficial s-a exprimat împotriva inițiativei care ar duce la dezbinarea țării, liderul PL Mihai Ghimpu îi acuză pe critici că nu urmăresc interesele țării. Plină Republica asta de trădători, de oameni de interese, de business, de mandat, de ce doriți, numai nu de interes cetățeanului. Însuși minoritățile se plâng că nu le creăm o atmosferă favorabilă pentru sfârșirea limbii române. Păi iată, asta și este. Păi dacă noi continuăm permanent în limba rusă, atunci care ar fi necesitatea lui să cunoască limba oficială? Spuneți-mi, vă rog. Ghimpu a mai declarat că va propune săptămâna viitoare introducerea proiectului pentru dezbatere în plen, dar este sigur că propunerea va fi respinsă. În același timp, și alt proiect de lege abordează de asemenea limba folosită în Parlament. Codul de procedură a Parlamentului adoptat astăzi în primă lectură prevede într-un articol că limba de lucru va fi română, la fel și pentru scrierea și adoptarea actelor legislative. Mai mulți deputați au înaintat însă amendamente care să asigure și prezența limbii ruse. Eu уже подписал другой amendament, в котором написано, что русский язык является таким же языком, как и молдавский. Sergiu Sârbu, unul din autorii codului, spun că toate aceste amendamente vor fi luate în considerare. Traducerea rămâne deja să vedem care vor fi. Sunt discuții. Probabil pentru o perioadă traducerea trebuie să rămână, ca să nu-i discriminăm într-adevăr. Proiectul PL-ului a fost abia înregistrat în Parlament.